Deci ce este sub 200.000 de lei, paguba se recuperează și nu mai este sancționat penal. Da. Deci nu a rămas în valoare de 200.000 și nu mai este sancționat penal. Asta ne-a recomandat și curtea să stabilim cuantul, ținând de condițiile. Deci ce este sub 200.000 de lei, paguba se recuperează și nu mai este sancționat penal. Deci altă întrebare. Altă întrebare.